Hai, bună seara, dragii mei! Iată de nou la o partidă de pescuit la feeder. De data asta am venit la Dunăre. Prima partidă de 24 la Dunăre. După cum vedeți, stă să plouă. Nu e nicio problemă. E bine că a plouat și înainte și s-a răcorit. E foarte bine, e vreme ideală de pescuit. Dunărea, după cum se vede, spectaculoasă. Destul de mare, dar totuși pe cădere, mult mai limpede față de data trecută când am fost, mult mai limpede, pot să spun că pescuibilă bine chiar. Deci, după cum am zis, prima partidă la 24, la Dunăre, m-am gândit să abordez două strategii, una cu metod, una cu coș, clasic, momeală vie, iar a doua cu metod, pescuit mai mal, pelete, rig scurt, vedem ce o să fie. O să pescuiesc foarte mult, am tot stat și am așteptat să scadă apa, să se liniștească. Astea sunt primele semne, scade bine, se așează, vremea impecabilă. Nu știu cât o să pescuiesc în noaptea asta, din ce am înțeles de la băieți, nu prea merge noaptea, doar pe zi. Eu o să-mi fac datoria, dau, când nu mai vrea, mă bag la nani. Mâine dimineața, la prima oară, suntem prezenți aici. Am luat nada de la Cook, se știe, am de toate la mine, tot ce trebuie. Hai să vedem ce o să iasă. Fir întins! Ca să vedeți ce ploaie m-a ocolit. Famă, la mustața a trecut de mine. Hai că totul e perfect. Nu vă ascund faptul că sunt pe Borcea. Și Borcea este la fel de spectaculoasă ca Dunărea. Curent mult mai mic. Apa se pare că mult mai curată față de la noi la Oltenița. Am luat deja doi pești, unul pe vierme, unul pe metod. Pe metod o plătică, pe vierme o mrenuță, nici n-am apucat să-i filmez. Am nădit, au venit imediat după nădire. Deci, după cum v-am zis, dau cu două bețe. Bătul din stânga trabucă selector la 100 de grame, de 36. Aici nu-mi trebuie 39, nu am obstacole. E foarte, foarte frumos. Și pe partea dreaptă am tot un selector, tot de 36, ăsta este până în 75. Custom Black-ul, să știe, pe partea stângă. Tica Mentor pe partea dreaptă. Pe metod am început cu o peletă mică de 5. Am avut răsătură aproape instant. Să văd ce se întâmplă pe parcurs și dacă e, o să și modific peleta, cărlic, e de treabă. Deci pe Borcea la Fetești, o frumusețe. Hai să vedem ce este pe 24 ăsta frumos. Nu sunt adeptul să dau cu două bețe, dar am înțeles că este foarte mult caras pe lângă mal așa. Și tocmai de-aia am zis să merg cu un metod pe lângă mal. Lanseta din dreapta cu metodul e dată undeva la, nu știu, 12 metri, 13 metri, foarte aproape. Am apa undeva 3 metri acolo, e superb. Iar cu coșul sunt undeva mai în față, la vreo 22-23 de metri. 25 maxim. Mai coboară un pic undeva în 4 metri, unde am pe coș. Ca și nadă. Cuc se știe, căpșună, miere, usturoi, pe care de data asta am aditivat-o și cu un lichid suplimentar, un sirop de miere de la fabrica de nadă. Arată bombă, miroase bombă, se colează bombă,
I-am pus niște British bread, am și porumb dulce, niște fulgi de porumb. Așa, vierme. Ce să zic? Doamne ajută, fir întins. Aproape sunt montat. Hai să vedem ce o să ias. Mega curios. Superbă și borcea. Superbă, superbă și borcea. O alternativă foarte bună la pescuit la Dunăre. Ia uita și în partea aia. Mare noroc am avut. Da. Ia uite, uite cum trage. E în ea. Hai, hai să vedem. Reușesc. Tot pe metod. Hehehe. Hehehe. Ce vă spuneam, dă neacara sucă-i pe aici. A intrat Method 60 act de 12 de la Drenan White Gape, legat pe 0-12, parcă am legat, da, pe 12. Hai că a intrat și cărășelul. Nici n-am montat juvelnicul. E al treilea la care îi dau drumul. Îl montez și încep să adun. Hai fir întins! Cine zicea că pe Borcea nu vine pasagerul? Nu știu dacă ați văzut și mai devreme, sunt chiar două. E în partea aia o furtună, nu vreți să știți. Au ce acolo? Prăpăd? Pe Făcăieni încolo. Ia uite-l. Vivaldi. Hai că am mai luat-o un caraș o plătică. Iarăși eram pe la mașină. N-am apucat să filmez. E destul de rău cu două. I-am mărit peleta la 8 la metod, că la 5 s-a băgat deja pește mic, adică am luat un caraș și o plătică 3-400 de grame. Nu mă interesează, ideea e că e pește acolo, e bine asta. La coș, până am ajuns la lansetă, a rupt pe 3 vieri, 0.14. Acum am băgat 0.16. Deja am coborât la cârlic de 10. 3 vieri, de moment. Deja, în 2-3 trăsături, mi-a rupt odată și am luat 3-4 pești. E foarte bine. E foarte bine. Pescuiesc pe metod 60, pe coș cu 80. E frumos de tot. Uite-l că pleacă încolo, spre Giurgeni, spre Tulcea, spre Delta. Da. Uite cum se vede aici, mamă, ăsta e aproape. Cred că mă ia și pe mine. Opa, ia uita și aici. Da, uitați cum se vede perdeaua. E foarte aproape. Se simte și rece. Aoleu, mă ia. Mă ia și vine repede. Mă ia și vine repede. Hai că pun umbrela, că e deranj. Pa, Vivaldi! Hei! V-am zis că începe. Mască. A început.
fost metodul, că știam că vine ploaia și mă ia. Am rămas doar cu coșul. Hai că ține bine ca cărlanul. Coboară și jos. Iauzi, frumos, coboară jos. Ia uitați cum vine. Perfect. Nu mă atinge deloc cu ăla. Plouă. Plouă bine. Poate și vânt. Să vedem că poate după ploaia asta nu începe bine. Oricum e bine până acum. Mă declar mega mulțumit. Hai să-l împins! Iodă bine! E a doua torențială. Iodă mai bine ca prima dată. Umbrela e ce trebuie. E perfectă. Deci toarnă cu găleata și nu m-au dat strop. Mare nimic. Așa e la Dunăre. Aventură, frumos. Super de tot. Am mai pățit o dată, am trecut, vă aduceți aminte, chiar la deschidere. Când a plouat în continuu, de seara, toată noaptea, până a doua zi pe la 10 dimineața. Sper să nu fie la fel și acum. Dar nu e, că m-am uitat pe prognoză și cam jumătate de oră durează toată ploaia, iar apoi să se înneze. Dai dă! Ho, 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 ho. Acum mă rog să nu-mi tragă. Mamă, deci curge ca la streșină. Deci îi dau 5 din 5, îi dau umbrelei. Merită pe deplin. Foarte mulțumit sunt de ea. Mega stabilă, nicio treabă. Mamă, ce îi dă! Tot moruna și pe aici. Multe specii pe Borcea.
Alu, am rană, mi-a rupt caras, plătică, morunaș. Pf. Hai că s-a liniștit. E 8 seara acum, 8.30 chiar. Încep să îi duc mâncare mult acolo. Până acum n-am pescuit, o oră jumate, n-am putut să mă ating de nimic, a plouat cu găleata. Încep să mă apuc acum ușor iarăși de vad și sper să-l adun acolo și după aia să încep și o selecție frumoasă. Hai, fir întins! Hai că tot morun și la porumb. Lanseta aia cu care pescuiesc mai mal, undeva în 12-13 metri, o țin pe porumb. Am încercat cu metodul, n-am mai tras deloc. Am să trec tot pe coș, i-am băgat un cărlic de 10, tot de la Hayabusa, struna tot de 16, un Trabuco, XPS, morunaș. Hai că începe și stânga și dreapta. E bine. O trăsătură bună la porumb. Nu vreau să știți cât sânțari sunt. Era un morunaș mai frumos. Deci nu vreți să știți cât sânțari sunt? Fai de capul meu, e jale. Cred că acum e apogeul lor. După aia sper să se mai lase. Sincer, n-au fost probleme până acum. Dar acum pe seară sunt ceva. Hai că am avut o trăsătură bună la porumb. L-am adus până aici la mal, era un morunaș mult mai frumos ca aia de la Oltenița. Hai că e bine. Hai să vedem în continuare. Se lasă seara, să vedem ce aduce noaptea. Din experiență și din ce am mai încercat, eu știu că noaptea nu merge absolut deloc pe Dunăre. Hai să vedem în noaptea asta ce o să fie. Dacă nu o să am nicio trăsătură până pe la 1-2, mă bag la somn câteva ore până la 5:30 când se luminează. Și încep până dimineața în forță iarăși. Hai, seară bună! Hai, dă-mă că pleacă și al doilea pasager. Europa. A plecat Vivaldi, acum pleacă Europa. Sunt ceva țânțari. Aude frumusețe. Aude frumusețe la Dunăre. Bețele mele așa frumos. Da. Destul de slăbuță de moment activitatea. Se lasă și seara și de obicei la Dunăre se taie seara.
Bine, sunt și pe porumb acum, pentru că pe vier mai intră foarte mult mărunțiș, morunaj mic, plăticuță, ghiborți, dar ce n-am prins, guvide. Și stau pe porumb, am observat că intră pește mai frumos pe porumb. O să mai încerc și cu metodul, nu l-am eliminat de tot. Totuși, parcă să zic că îmi place mai mult la metod, la coș, scuze, la metod pe lac. Deci metodul pe lac, cred că e imbatabil. Dar pe Dunăre, parcă coșul e tăticul. Metodul nu descarcă corect, adică eu cred că descarcă într-o dată, nu descarcă treptat. Așa coșul se face dăr, descarcă treptat. Hai să vedem ce mai aduce noaptea asta, seara asta. Și ne mai auzim pe parcurs. Mamă, mamă, cât sunt zar sunt. Pf, m-am dat cu toate alea, balistol, ce vorbești, mă, mă face varză. Hai că a venit noaptea. Prima plătică frumoasă. I-am băgat 6 viermi. E jale cu țânțarii. Sper să fie doar furia aia pe care au ei. După aia să treacă. Hai, bună dimineața, dragii mei. Azi noapte la 1 am capitulat, nici n-a tras peștele, ultima a fost plătica aia frumușică, după aia n-am mai avut niciun țac până la 1 noaptea, m-am culcat, m-am trezit că am trezit ce-i drept, 6.30, foarte bine am dormit, foarte bine, aerul s-a curat după ploaia de ieri și a spus cuvântul. N-are nimic. Hai să vedem ce o să fie și astăzi. Partida continuă. E o nouă zi. Noi speranțe. Hai fi rântins! Hai că a venit și primul pește al zilei. Un morunaș frumos. Frumos chiar. Hai că a renunțat la două scule. Am rămas cu trabucul ăla mai fin de 75. Pescuiesc aproape 18 metri, cam așa. 60 la coș. Super. Pește frumos. Eu o să vă spun că am băgat și de dimineață, am băgat 3.9 cu 120 și m-am dus cât am putut pe larg. Am dat acolo, nu știu, 5-6-7 coșuri, am stat pe ele, nicio treabă, curentul foarte puternic pe larg, apa nu diferă cu mult, e așa prag la vale, e întinsură mare aici, o mare plajă, nu a fost treabă, a revenit înapoi în mal, o mare activitate, peștele-i pe lângă mal. Frumos de tot! Deci, hai ca să vă arăt și montura. Montura clasică, pescuiesc pe mono, că pescuiesc foarte aproape. Un Maver de 22. Un coș de 60 de las cu piciorușe. Împletitura normală, trecia. Agrafa rapidă.
Am un forfat de vreo 80 014, un click de 12 de la Hayabusa, 2 viermi, merge foarte bine. Dacă tot o să am pește mic, bag și porumb, bag de toate. Hai să vedem. O platicuță frumoasă. Hai că să construiește vadul frumos. Am trezători sub 2 minute. Instant aproape o ia. Odă s-a înghițit cu totul. Hai că încerc să-i cresc cu struna. E bine. Morunaș, morunaș. Morunaș de Borcea. Mici, mici, mici de activitate, trage super bine. Nu știu dacă o să reușesc să fac o selecție, cred că cam asta e peștele. În afară de plătica aia mai frumoasă, n-a intrat nimic altceva și a mai avut o ruptură. Dar e distracție, trage bine tot. Patru vieri, așa plăticuță. Cam așa e pe Borcea. Pește mic. Mai devreme am mâncat un sandwich, am băgat o bobă de porumb, pentru că la vieri mai trage aproape instant, aproape la minut am trăsătură. Am băgat o bobă de porumb, n-am apucat să iau două guri, bam, direct s-a dus. Bam, bam, zzz, arp, 0,14. I-am crescut la 0,16 și nu mai trage nici la vierme. Sau trage, dar sparge viermii, deranjează 16. Am venit înapoi la 14. Doamne ajută! Și la bob de porumb, tot morunaș. Intră amestecătură, preponderent plătică și morunaș, de talie mică. N-am luat nimic, cine știe ce. În schimb, am avut 3 rupturi până acum. E ora 11, hai să vedem că e activitate.
distracție contează. Moromaș de Borcea. Ciupeală. Pește mic, mult pe zonă. Ăla mare e prea mare. Stai, mă. Am băgat cărlic de 10, 3 vieri, albitur. Pe porumb, la fel, poate un pic mai mare sau rupturi. Dacă bă 16, nu mai trage. Vreau să mai las coșul un pic, o să-i mai dau și metodului câteva șanse, mai pescuiesc oreș cu metodul, mă gândesc că poate dacă am momeala lângă metod acolo o să-l hrănește de pe el, mult mai aproape. Hai să vedem. Uitați câtă lume e la Dunăre, multă lume. E o zi de luni astăzi și malurile sunt pline. Ia uitați. Este activitate, dar, din păcate, toată lumea prinde același pește. Baboiaș. Micuț. Toată lumea mizează pe distracție. M-am uitat stânga-dreapta, același pește peste tot. Cred că cu rupturile alea 3 sunt împărat pe toată zona. Însă cred că au fost mrene. Feteștiu e vestit pentru mreană. E că trage. E. Oricum, eu de vreo oră eu joc numai pe porumb. Am mai încercat și cu metodul, am mai dat și cu metodul vreo o oră, să zic, de 10-12 ore am lansat. N-am avut tot așa albituri, răpciupitori, nu, între ce trebuie. Poate că și din cauza apei, că este pe scădere bruscă, suntem în plină scădere. Dacă seara, ia să vă arăt. Dacă seara era undeva unde e pragul acolo la mijloc, ia uitați cât a scăzut. A scăzut vreo 30 cm. Aveam apa până aproape la al treilea inel. Acum e doar un inel în apă. O să mai dau mult, e ora 12. Vreo 3 ore, așa să zic. 4. Și vedem ce iese. Oricum, distracția a fost mare. Este pește pe zonă, dar este pește foarte mic. Nu ce am vorbit cu localnicii pe aici, cam ăsta e peștele care se prinde de obicei. Toamna o ia foarte bine mreana, mreana mare, zona e vestită de mreana. Dar cam atât. Baboială. La Fetește baboială. Mai stau o săptămână și un pic. Cam într-o săptămână se va liniști, o să ajungă undeva la 200. Cu siguranță că o să se și limpezească mult mai mult. Vedem ce o să mai iasă. Următoarea, cu siguranță, o facem la noi pe zonă. La Oltenița, my love. Hai, fii întins în continuare.
50 a plăticuță. Asta e talia pe porcea de moment. Nu prinde nimeni altceva. Plăticuță, morunaș, câte o mrenuță. Apa scade, scade rău. Distracția este tot ce contează. Am avut la trăsături super tare, mega activitate. Hai că am mai intrat și un caras. Un caras frumos de Borcea. Rar de tot, dar e caras. Super. Super activitate pe Borcea. Pește micuț, dar distracția e super mare. Hai că într-un final am ajuns la o strună de maxim 40. Așa îi place cel mai mult, cel mai bine. Plăticuță. Plăticuță de Borcea. Hai că eram la mașină și era camera oprită. Ia uitați ce caras frumos a intrat. Caras rotund de Dunăre. Sălbatic și superb. Caras de Borcea. Frumos! Cred că în sfârșit avem și noi un pește mai bun. Tu o caras, ai intrat bancul de caras? Ia uitați caras frumos de Borcea. Hai că a intrat și el pe vad acolo. Târziu, târziu, dar a intrat. Hai că a luat doi unul după altul. Ori a intrat și pe acolo, ori a trecut vreun banc. Frumos! Caras frumos de tot. Hai că cam ăsta e peștele pe azi. Până la urmă n-a fost o partidă rea. Dar peștele este destul de micuț. Carașii ce-s mai frumoși, câteva plătici, 2-3 morunași, nu e rău, nu e rău deloc, nu e rău deloc. Hai că Borcea a dat și ea pește, n-a fost rea, s-a lăsat mai greu, dar a dat până la urmă. Ora 16. Aș că vrea să închei partida. Iar s-a înnorat destul de rău. Și mie să nu pățesc ca aseară. Deci asta e prada. Frumos de tot, frumos. Hai, bună seara, dragii mei. Iată că a venit timpul să încheiem partida. Partida de 24 de ore s-a încheiat. Sunt strâns, am toate bagajele în mașină. Ia uitați ce în spatele meu, a și tunat de câteva ori și a fulgerat. Ploaia e aproape, e și anunțată, totul e perfect că sunt strâns, nu mă mai interesează de nimic. Ca și o recapitulare a partidei, a început cu ploaie, furtună, până pe la ora 20-30 am ciugulit, dar foarte slab, nu mi-am dat seama de nimic. Apoi după ora 20-30 când s-a oprit ploaia, au început țânțarii și în ce hal, și în ce hal de țânțari.
a avut furia lor de 2 ore, de la 8:30 la 10:30, 11, m-au spart, deci m-au terorizat, nu știam ce să mai fac. Mi-am dat cu balistol, cred că am consumat o tubă, mai are un sfert, era nouț. Mi-am dat degeaba. Deci erau milioane. Apoi a venit noaptea, s-a încheiat și activitatea peștelui, n-am mai tras. Știam că nu trage, de câte ori am fost noaptea, niciodată n-am făcut treabă, n-am avut activitate. Asta a fost, la ora 1 m-am culcat, la ora 6 și 10 m-am trezit, am dormit foarte, foarte bine, cred că din cauza aerului curat după ploaie. La ora 6-10 m-am apucat de pescuit, cel mai bine și cel mai bine a mers pe strună scurtă. Am încercat în toate felurile, în larg, monturi cu power gum, strună la 1 metru, 1 metru 20, 60, nu. Cel mai bine și cel mai bine a mers struna undeva la 40, legată pe 0,16 cu cărlig de 10, 3-4 virme amestecați, pinkii cu albi, doar pinkii, așa l-am păcălit. Schimbată des, 3-4 minute, dar nu apucam să o las atât, că o luam mult mai repede. Cert este că este pește aici, pe zona Borcei, pe Fetești, doar că este pește destul de micuț, ciuguleală, baboială, distracție, este activitate, poți să-ți faci mâna foarte bine aici, este mega, mega activitate. Poate că am și ales eu o zonă mai proastă, să zic așa, între ghilimele, e o zonă de plajă aici, nu am vrut să mă bag în pădure, că dacă mă băgam în pădure, îmi furau țânțarii, lansetele și toate sculele. De asta am evitat, am să merg pe plajă, pe întinsură, să mă apăr cumva de țânțari. N-are nimic, mie mi-a plăcut, m-am distrat maxim, vremea a fost destul de bună, nu foarte cald. Cam asta a fost partida, cam atât de pe aici. Nu uitați, dacă vă place ce vedeți la mine pe canal, puteți să vă abonați, să dați un like, un share și până data viitoare, fir întins! Ho, 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 stați așa, mai stau vreo 2 ore, nu plec chiar acum, vreau să dau un pic și la șalău, am 2-3 zone bune aici pe zona asta, în care vreau să-l încerc, dacă păcălesc 1-2-3 șalei, via reciproia, dacă nu, asta a fost. Fir întins!